Așa, și să desfacem frumos. Ia uitați. Așa, și avem o experiență foarte plăcută. Și bineînțeles că suntem întâmpinați de device-ul nostru, de asistentul nostru personal, de Google Home. Da, este plăcută la atingere. Am aici un device mult așteptat, asistentul personal, o boxă inteligentă, Google Home. Cu acest dispozitiv orice casă poate deveni una inteligentă. Și haide să facem și un unboxing, să vedem în ce constă acest dispozitiv. Înainte să trecem la unboxing, vreau să aruncăm o privire asupra ambalajului, unde sunt specificate câteva informații care zic eu că sunt foarte utile. Și să vedem. Da, acesta recunoaște vocea de la distanță fără probleme, fără nici cea mai mică problemă. Trebuie conectat la el. Trebuie să fie conectat la wireless de 2,4 sau 5 GHz și vă garantează o conexiune stabilă într-un streaming de înaltă calitate. Configurarea acestui dispozitiv se face cu aplicația Google Home, care trebuie să dispui de un telefon sau o tabletă care are sistemul de operare iOS sau Android. Are trei boxe care are un sunet foarte profund și un bas profund și înalte care se aud foarte, foarte frumos, foarte clar. Poți să transmiți muzică în streaming direct de pe telefonul tău prin Google Home, utilizând peste 100 de aplicații care sunt compatibile cu Chromecast sau prin Bluetooth. Are și o reproducere de muzică multicamere, adică poți să transmiți muzică în mai multe camere și să sincronizezi muzica cu toate boxele, toate sistemele care le ai tu de muzică în casă, care au Chromecast. Cei care știți ce este un Chromecast sau cei care nu știți ce e un Chromecast este un dispozitiv care îl conectezi la televizor, la orice device care suportă Chromecast-ul. Da, de asemenea, el poate fi este compatibil și cu Spotify, TuneIn, Philips Hue, Netflix, YouTube și bineînțeles Chromecast, Google Chromecast. Da, să-i facem și unboxing-ul. Să începem să și desfacem. Aici avem două sigile
Așa, și le desfacem frumos. Ia uitați. Așa, și avem o experiență foarte plăcută. Și bineînțeles că suntem întâmpinați de device-ul nostru, de asistentul nostru personal, de Google Home. Da, este plăcută la atingere, un material plastic foarte de calitate. Aici, în partea de jos, are un material textil de foarte bună calitate. Și haide, da. Și vom trece mai departe și la alte specificații. Mai întâi să vedem ce mai este în cutie. Da. Avem aici și câteva manuale de instrucțiuni care, să zicem, în ziua de azi mulți ne descurcăm și fără manualul de utilizare, dar ei oricum îl pun. Și bineînțeles, mai avem aici decât alimentatorul cu care îl alimentăm device-ul nostru. Că bineînțeles, el vine alimentat la curent. Da, o să vă arăt, să vă mai spun și câte ceva despre acest device și o să-l facem și câteva teste. Mai întâi o să-l conectez la sursă, la sursa de curent. Și da, deci avem partea de sus dintr-un material plastic, un material plastic foarte de calitate, de bună calitate. În partea de jos avem un material textil care protejează boxele din interior. Aici avem butonul de, ăsta e singurul buton care îl vom găsi pe acest device, de on-off pentru microfon. Aici avem lumina pentru când e conectat la alimentare, la alimentarea cu curentul electric. Aici avem un sigla de la Google. În partea de sus avem microfoanele, cele două microfoane, unul aici și unul aici. Și bineînțeles, aici avem în partea asta, aici avem partea tactilă, comanda tactilă pentru a-l controla cu degetul. O să vedeți mai încolo, acum nu puteți să vedeți mai nimic. Aici sunt niște LED-uri. Bine, majoritatea îl știți, acest device. Aici avem unde se va conecta alimentatorul de curent electric. Și această partea de jos se desface. E cu magnet, deci se ține prin magnet, nu e prin presare sau cu vreun șurub, este cu magnet. Bineînțeles, asta și personalizează. Sunt mai multe culori, depinde cum vrei tu, este pe gri, pe negru și mai sunt și alte culori, mov, verde, diverse culori. Așa, aici avem boxele, după cum v-am spus mai devreme. Avem două boxe de înalte aici și cea de bas, pentru bas, care scoate un sunet foarte plăcut. Și aici mai avem un conector, cred că e pentru service sau nu știu pentru ce e, pentru descărcări date sau nu știu ce, la ce ar folosi ăsta, încă nu știu. Și da, o să trecem și la niște teste. O să-i facem și câteva teste, să vedem ce știe să facă. Imediat după ce o voi conecta, voi reveni. Și am revenit la asistentul nostru personal și să vedem ce poate face. O să-l întreb cum e vremea azi. Hey Google, come il tempo oggi? Napoli oggi sarà per lo più sereno ma a tratti nuvoloso, con una massima di 31 gradi e una minima di 15. Adesso ci sono 29 gradi e cielo per lo più soleggiato. Da, ok, se descurcă bine, mi-a zis timpul bine. Am întrebat în italiano.
O să-i spun acum să-mi ridice volumul la 50%. Hei, Google, alța-l volumul la 50%. Haideți să vedem, să-l întrebăm dacă știe să cânte și ceva. Hei, Google, mi canti una canzone? Ci sto ancora lavorando, magari nel frattempo potresti farmi sentire tu una canzone. Bă, ma n-a vrut să-mi cânte. Hey Google, cantami qualcosa. Certo, metto un po' di musica da Spotify. O să-l întreb dacă știe să cânte. Hey Google, lo sai cantare? Faccio del mio meglio. Doar atât? Da, doar atât mi-a cântat. Hai să-l mai întreb încă o dată. Hey Google, lo sai a cantare? Faccio del mio meglio. Da, doar atât, știe? Da, l-am mai întrebat eu o dată și știa mai multe. Acum, cred că s-a intimidat în fața camerei. Hai să-i spunem, să zică și o glumă, dar păcat că voi nu înțelegeți. Și o să o spună în italiană. Hey Google, dimmi una barzelletta. Vediamo un po', ci sono due arance su un albero. Una delle due cade e urla: Aiuto, aiuto! E l'altra risponde: Arranciati! Da, dacă cei care știu italiana înțeleg gluma. Dar, na, îmi pare rău pentru cei care nu înțeleg limba italiană. Că și dacă o spun în română, n-ați înțelege-o, pentru că în traducere e altfel. Da, Google Home este util și în bucătărie, asistentul nostru personal. De exemplu, dacă ai ceva la cuptor, poți să-i dai un timer de, eu știu, o jumătate de oră, 20 de minute. De exemplu, o să-i spun eu: Hey Google, imposta il timer a 20 minuti. Perfetto, 20 minuti, partito. Deci el mi-a setat 20 de minute și după 20 de minute o să sune. Dar este foarte util. Ce să-l mai întreb eu? Da, pot să-l întreb și de restaurante, de pizzerie, de multe alte chestii. Dacă ai, de exemplu, poți să conectezi la el și lumini, poți să conectezi becurile din casă, bineînțeles compatibile cu Google Home. Cele care sunt compatibile, care știu eu, sunt acele de la Philips, acele becuri de la Philips Hue, care sunt compatibile cu Google Home. Bineînțeles, sunt compatibile și cu Alexa. Și poți să-i spui să-ți aprindă lumina, să-ți o stingă, să-ți dea intensitatea cât vrei tu și multe alte chestii. Deci poți face foarte multe chestii cu acest asistent personal. Este de mare ajutor. Poți să spui și alarma pentru să te trezească dimineața și chiar acum o să-i spun: Hey Google, metti la sveglia domani alle 6 la mattina. Va bene, metto la sveglia domani alle 6 del mattino. Și el deja mi-a pus alarma pentru mâine dimineața la 6. Sau depinde când vrei să te trezești, tu îi spui în orar. Păcat că el nu știe română, nu știe decât alte limbi, italiană, engleză, germană și multe alte limbi. Cam atâta, oameni buni. Nu uitați să lăsați acolo un like dacă v-a plăcut acest video. Lăsați acolo în secțiunea de comentarii părerile voastre despre acest dispozitiv și lăsați acolo în secțiunea de comentarii dacă vezi și ce întrebări ați vrea să-i mai pun la Google Home, dacă ați vrea să mai fac un alt video cu Google Home, cu întrebările voastre pe care vreți să îl pun.
Și bineînțeles, dați și mai departe acest video să vadă și prietenii voștri. Și nu uitați de butonul acela roșu de subscribe sau abonează-te. Cu voi a fost Doza cu de toate. La revedere! Da, o să-l întreb să vedem cine e. Să vedem ce îmi răspunde. Ok, Google. Chi sei tu? Sono il tuo assistente Google. Ti posso dire se oggi serve coprirsi. Da, mi-a zis che è assistentul meu Google. Și dacă e să-mi spună să mă învelesc. Deci știe și el că acu e toamnă și e cam frig. Da, interesant. Da, aici are un touch pentru volum. Așa dai volumul mai încet și așa dai volumul mai tare. Dacă apeși odată, dai pe pauză, dai drumul la muzică. Sau mai apeși încă o dată și o oprești muzica, o pui pe pauză în alimentare și asta e pentru să îi pui pe mute microfonul. Dacă tu nu mai ai chef de el, îi dai aici pe mute și el nu te mai aude. Dacă vrei să nu te mai deranjeze.